Criza afectează din ce în ce mai mult și sărbătorile românilor. O cheltuială în plus în vremuri de criză nu este prea binevenită. Din acest motiv, comercianții se plâng că au vânzări foarte mici și nici măcar azi, de dragobete, nu au reușit să încaseze mare lucru. Nu merge deloc. De ce? Nu e putere de cumpărare. Dar oamenii vin, se uită? Vin, se uită și pleacă. Cum merge vânzarea de dragobete? Foarte prost. De ce? Probabil din cauza crizei, nu are lumea bani. Ce produs ai dat cel mai bine de azi dimineață? De azi dimineață n-am făcut numai nimic. Deci nu prea merge. Începând de la 50 de bani până la 15 lei, cam așa. Dragobetele, sărbătoarea dragostei la românii, și are rădăcinile în tradițiile dace și în credința într-un zeu al iubirii, a cărui cinstire pe 24 februarie marca simbolic și începutul primăverii. Astăzi, doar foarte puțini români mai țin cont de această sărbătoare autohtonă. Majoritatea tinerilor preferă Valentine's Day. Ce să cumpărați? Nu știm, ne uităm deocamdată. Pentru cine cumpărați? Pentru mine. Întotdeauna. De Valentine's Day ai primit ceva? Da. O cănuță cu un mesaj foarte frumos. Care crezi că e mai importantă? Ca și sărbătoare. Păi probabil dragobetele, că e sărbătoarea românească. Și trebuie să respectăm tradiția. Pentru cine cumpărați? Aoleu, cumnată, noră, nevastă. De toate. Jucării de pluș și suveniruri simbolice sunt la mare căutare. Astfel de daruri au oferit argeșenii persoanelor iubite.